Bună ziua! Suntem din nou împreună la Educație Interculturală. Astăzi ne vom opri asupra proiectului educațional Patrimoniul Cultural Comoara Țării. Prin intermediul proiectului educațional Patrimoniul Cultural Comoara Țării, veți descoperi bogăția culturală a unei țări, observând diferențele existente, dar și asemănările în comparație cu propria voastră cultură. Cum veți derula acest proiect? Care sunt etapele proiectului? Vă organizați în grupe de câte 4-5 elevi. Primul pas, veți alege o țară pentru a prezenta patrimoniul cultural al acesteia. Stabiliți logo-ul proiectului, care va cuprinde cele mai reprezentative elemente ale patrimoniului țării selectate de voi. Proiectați activitatea. Menționați în fișa proiectului titlul acestuia, logo-ul potrivit temei, perioada de desfășurare, inițiatorii și beneficiarii proiectului, scopul acestuia, ce activități v-ați propus pentru derularea acestui proiect și care sunt criteriile de evaluare ale proiectului. Fiecare grupă va avea în vedere cele 4 forme ale patrimoniului cultural specific țării selectate, iar pentru fiecare formă veți avea câte un produs. Spre exemplu, la patrimoniul tangibil puteți realiza fotografii, postere, desene cu mănăstiri, cetăți, situri arheologice. Pentru patrimoniul intangibil puteți realiza un afiș care să promoveze o tradiție specifică țării. La patrimoniul natural, realizați un pliant informativ despre un site natural, iar pentru patrimoniul digital, puteți realiza un film de 3-5 minute care să promoveze un obicei popular specific țării selectate. Cum veți realiza proiectul? Căutați informații despre patrimoniul cultural al țării selectate. Împărțiți sarcini de lucru în funcție de aptitudinile voastre. Stabiliți termene pentru desfășurarea activităților propuse. Unde căutăm informații? Informații căutăm la bibliotecă, în cărți, enciclopedii sau atlase. Căutăm informații la muzee etnografice sau putem realiza un tur virtual al unui obiectiv cultural. Putem căuta informații online, bibliotecă virtuală sau site-uri de promovare a patrimoniului cultural și putem căuta informații în mass media. Spor la lucru! Am ajuns în etapa finală a proiectului. Fiecare grupă va prezenta clasei proiectul care cuprinde cele 4 produse finale ale patrimoniului material, imaterial, natural, digital. Organizați o expoziție în școală sau o expoziție virtuală cu produsele finale ale proiectului. Prezentați în revista școlii proiectul Patrimoniul Cultural Comoara Țării. La sfârșitul proiectului veți completa o filă a jurnalului vostru în care veți prezenta experiența dobândită în acest proiect, care au fost activitățile voastre preferate, ce dificultăți ați întâlnit pe parcursul derulării proiectului, cât și cum v-ați implicat, cum ați cooperat cu ceilalți colegi. Acest proiect poate fi îmbunătățit?